aș vrea să vă motivez la o rugăciune. Și rugăciunea aceasta să fie o rugăciune în care să ne rugăm Domnului să ne ajute ca în vremea asta să ascultăm de glasul Domnului. E adevărat, avem Cuvântul Lui Dumnezeu care este ca o prorocie și este complet. Eu cred că este cea mai completă carte care pot să spun că orice răspuns, orice întrebare ți-ai pune, orice ți-ai dori să afli, cred din toată inima mea că Biblia poate să-ți ofere răspunsul. Important este să punem preț, dacă mai prețuim, să punem preț pe cuvintele Domnului Iisus Hristos și credem că ceea ce El ne spune aici așa, cu adevărat sunt cuvinte vrednice de crezare. Dacă nu credem Cuvântul Lui Dumnezeu și îl dăm înapoi a noastră, nu putem să înțelegem niciodată ce vrea Dumnezeu de la noi. Într-o întâmplare anterioară, în Vechiul Testament, aici mi s-a deschis în seara aceasta, Iona cunoștea Cuvântul Domnului, dar nu punea preț pe cuvânt. Nu a pus preț. Și el a crezut că poate să ne socotească Cuvântul Lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune în Iona, capitolul 1, cu versetul 1, în felul următor vorbește. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. E adevărat, Biblia spune că Iona a ascultat numai într-un singur aspect. Biblia spune că și Iona s-a sculat. Dar nu s-a dus acolo unde Domnul îi cerea. Și Iona, în loc să se ducă la Ninive, unde Domnul îi spunea, Iona a fugit la Tars. Departe de fața Domnului. Domnul să ne ajute să putem înțelege că unde am putea fugi departe de fața Domnului. Unde ne-am putea ascunde? Cine se poate ascunde sau dacă poate cineva să spună eu, pe mine nu mă vede Domnul. Sunt oameni care într-adevăr își permit să spună că pe ei nu-i vede Dumnezeu sau nu mă vede nimeni. Nu ne vede nimeni. Nu o știe nimeni. Nu mă cunoaște nimeni. Adevăratul caracter al omului și adevărata valoare este nu atunci când e normal, atunci când ne aflăm în prezența păstorului sau fraților sau în prezența bisericii, adevăratul caracter care ne caracterizează pe noi, cuvântul care de fapt îl avem și ne caracterizează, este când suntem în afara, aș putea spune, oamenilor. Atunci când suntem numai noi și Cel ce ne-a creat. Nu știu dacă suntem conștienți de faptul acesta că dacă mergem la pădure sau dacă mergem la noi se obișnuia, mergeam cu vaca sau mergeam la țară acolo și nu se uita nimeni, mergeau de multe ori cu vaca păștea, știi, și dacă nu se uita nimeni, mai lăsai lanțul să treacă, să uitau alții, mă uitam, am văzut alții să intre un pic între voi, să ia de câteva ori, să ciugulească acolo și după aia că nu-l vede nimeni. Mă înțelegeți? Deci e foarte important. Când gândești acasă să faci rău semenului sau să îl păcălești pe cineva, ai impresia că nu te știe nimeni ce plan ți-ai făcut sau ce plan mi-am făcut. Și crezi că ești departe sau sunt departe de fața Domnului și fug departe că nu mă vede. Numai la biserică ne vede Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun că Domnul vrea să ne învețe un lucru. Aici, venind la casa Domnului, să ne facă conștienți că El este prezent, este omniprezent și El cunoaște, ne cunoaște așa de bine, încât nici noi nu ne cunoaștem cum ne cunoaște El. Nici noi nu ne cunoaștem cum ne cunoaștem Domnul. De aceea așa a permis David să spună în salmul, într-unul din salm, nu mai rețin exact, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Deci el, cu alte cuvinte, recunoștea că inima e deznădăjduit de rea.
de și înșelătoare, inima omului. Și cine poate să cerceteze inima sau să o cunoască decât Domnul? Dar Domnul ne-a luminat prin cuvântul Evangheliei și cuvântul nu e altceva decât putem să spunem că este oglindă. Și Apostolul Iacov spune, dacă cineva își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Deci cuvântul Domnului ne îndeamnă să privim ca într-o oglindă. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, putem să aflăm răspuns, putem să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și e foarte important lucrul acesta. Și cuvântul a fost lăsat ca să ne dea lumină. Cuvântul a venit la noi, s-a făcut trup și a luminat pe orice om care a venit în lume. Deci ne luminează. Deci cuvântul face lumină. Dacă doi oameni nu se înțeleg, când într-un anumit aspect, și aș putea spune și duhovnicesc, spiritual, vreau să spun că cea mai bună lumină care poți să o primești este lumina care ți-o dă Dumnezeu prin om, prin cuvânt. Prin cuvânt. Și după aceea mai sunt prin Duhul Sfânt, dar prin cuvânt, deci toate în lumina cuvântului. Și El ne luminează în așa fel încât să putem să recunoaștem. Dacă nu-i de ajuns cuvântul și ți se pare că nu-i complex sau Duhul Sfânt n-a făcut lucrurile înțelese și credem că noi oamenii am putea să le măruntăm mai bine și e adevărat, de multe ori tocăm mai mult decât trebuie, eu cred că Dumnezeu a considerat că cuvântul acesta e pentru cel mai mic și până la cel mai bătrân. Poate să-l priceapă dacă se roagă lui Dumnezeu și cere lumină, Dumnezeu face lumină. Poate să-l facă înțeles pe înțelesul fiecăruia. Și e făcut pe înțelesul fiecăruia, poate să-l priceapă. Dacă cineva îl privește ca un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu. Nu ca pe o poezie sau ca pe un lucru de apucat. E foarte important lucrul acesta. Aceea vrea să ne rugăm în continuare ce avem nevoie. Deci, de ce avem nevoie? Și e foarte important ca să înțelegem. Apostolul Pavel spune în, dacă nu greșesc, auziți ce frumos prezintă unele lucruri aici, rugăciunea care el o face într-o împrejurare în care era mare nevoie de lumină, auziți ce zice în Efeseni, dacă nu greșesc, da, în Efeseni capitolul 1 cu versetul 17. Rugăciunea Apostolului Pavel făcută către cei din Efeseni, auziți de ce aveau ei nevoie. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea. Deci n-aveau. El vedea nevoia. Nevoia de care sufereau în vremea aceasta, nevoia de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. El vedea nevoia aceasta pentru că stând cu ei de vorbă, văzând călăuzirea lor, văzând cum modul lor de exprimare, cum vorbeau, cum înțelegeau, El vedea că le lipsește înțelepciune și cunoaștere. Cunoaștere în descoperire. Și El zice, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire cunoașterea Lui. Și acum, auziți ce spune? Și să vă lumineze ochii inimii. Fiți atenți. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Și care este față de noi credincioșii, nemărginită mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Deci ca să putem vedea bunătatea lui Dumnezeu, nemărginită mărime, care nu are margini al Dumnezeu, și puterea slavei după lucrarea puterii tăriei Lui, ca să putem vedea lucrurile acestea, vreau să vă spun că cu ochii aceștia de carne am ajuns la concluzia, la vârsta la care sunt, că nu poți, nu se poate. E nevoie, Dumnezeu ne-a înzestrat, așa cum spune Biblia, arată că ochii inimii. Inima are ochi. Și Domnul ne poate lumina să înțelegem și să pricepem ca să putem vedea lucrurile clare. Dacă avem nevoie, eu aș putea spune seara aceasta că nimeni nu poate să spună că
nu poate să-și facă rost de o inimă nouă sau îi lipsește cuiva mie sau dumneavoastră înțelepciunea și n-ai de unde să iei. Dacă toate lucrurile au fost spuse și au fost puse la dispoziția noastră și fără bani și fără plată, doar ce trebuie să facem este doar să stăruim, să ne dorim lucrul acesta și în dorința noastră când ne rugăm să fie nu spre folosul pierzării, ci spre foloasele bune. Biblia spune că dacă cerem cu gândul să risipim, nu primim. Deci să facem risipă de har, să facem risipă de înțelepciune, să avem și să am din belșug, să nu am așa, că e nevoie să fiu și eu înțelept, că uite, am văzut ăla, mă, cât de știe, ăla, cât de cunoaște, și vreau și eu să cunosc. Am și eu nevoie de înțelepciune, să știu și eu cum știe fratele Cornea, sau să știe cuvântul celălalt, și aș vrea numai așa să știu și eu ca să pot să nu fiu un rând cu ei. Deci risipă de înțelepciune pentru lucrurile acestea. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu face. Dar dacă ceri înțelepciune sau ceri înțelepciune, așa cum îți dorești, de exemplu, întotdeauna m-am gândit când am nevoie de lucru, Duhul Dumnezeu m-a făcut conștient prima dată când am cerut Domnului, pentru că eram în, unde eram acolo și slujeam într-un loc în care era nevoie neapărat de mașină și aveam permis, am zis, Doamne, am nevoie de o mașină, te rog frumos, Tu vezi nevoia, m-a făcut conștient mașina, costurile, ce înseamnă mașină și ce trebuie să fac cu mașina respectivă. Și într-o seară mi-am pus în minte că, și m-a făcut să înțeleg că dacă ai mașină, nu e numai pentru tine mașină. Mașina e pentru toți. Deci tu ești creștin și dacă ai mașină, trebuie să folosească toți de mașina. Pentru că va spune, el e pocăit și pocăitul trebuie să facă, să ajute, trebuie să, cu mașina lui să ducă pe răniți, să-i ducă pe cei căzuți de tâmhari. Dacă n-ai avut cal sau n-ai avut hasin, ai mașină, trebuie direct la mașină și trebuie să te oprești cum s-a oprit samariteanul și Domnul să ne ajute. Nu e ușor? Nu e ușor să te rogi să-ți dea Dumnezeu o mașină, să te ajute, să-ți cumperi, să-ți dea putere, să muncești, să câștigi, să-ți iei o mașină bună, una mai mare, sau să o schimbi, sau să-ți dea o casă. Și mi-a făcut conștient că orice lucru cer să mă gândesc foarte bine pentru cel cer. Și dacă cer cu scopul, de exemplu, cer, Doamne, vreau o casă, am nevoie mare de așa, el îmi pune întrebarea, ce vrei să faci cu casa? Unu, vrei să te lauzi cu ea? Nu, e bine atunci. Vrei cu casa asta să fii văzut, să fii, să zică lumea despre tine că, uite, s-a ajuns? Nu, foarte bine. Ce vrei să faci? Vreau casa asta cu ea să numele tău să fie proslăvit. Vreau să câștig suflete la, pentru împărăția ta. Vreau în casa aceasta să poată intra și orfan și văduva. Vreau ușa să rămână deschisă, fie viabilă în fiecare zi și în fiecare noapte. Dacă bate cineva să poată să fie ca cum am auzit în lucrările când era la țară, că îi spunea o soră și parcă stăteam așa. De ce ei zice și la mine nu? Zicea, aici vreau să fac un han de poposire. Unde vine oricine și când vine lucrare, aici să vină să mănânce, aici să poată să doarmă, aici să poată. Și în vederea aceasta, Dumnezeu, El vrea. Numai să nu uităm că după ce vom avea și ne va da Dumnezeu, că ne-am dorit, așa cum spunea cineva, când spunea despre frații care au ajuns în America, au zis că la început când și-au dorit să ajungă în America, când au ajuns acolo în America, până n-au ajunge acolo și pe drum, și cum au, prin câte au trecut, au făcut promisiuni și au zis, ajută-ne să ajungem acolo, că îți vom sluji și vom sta la dispoziția ta. Și au ajuns. Și când au ajuns acolo, au văzut că toți aveau case, mașini și așa de bine puteau să își permiteau să meargă la restaurante, oriunde, și au zis, muncim până avem și noi ca ei. Nu ne lăsăm. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere, că vrem să muncim, să fim și noi, să avem și noi, să nu ducem lipsă, să... Și și-au dorit așa de mult încât Dumnezeu i-a ajutat și muncim, au obținut și au ajuns să aibă case, au ajuns să aibă mașini, nu-i greșit, au ajuns să aibă de toate, își permis să meargă la orice restaurant, își permis să meargă să mănânce unde vor, dar pe lângă toate acestea, te mai bucuri și mă mai bucur. Suntem recunoscători Domnului. Dacă Domnul zice un cuvânt cum eu zic Iona, scoală-te Iona. Nu știu cât de mult bine a făcut Domnul Iona. Nu știu câte case avea sau câte mașini avea sau avea pâine pe masă, avea de toate. Mă refer la, avea o bicicletă, avea, să luăm și lucrurile mărunte, avea o bicicletă, avea picioare sănătoase, avea tot ce trebuia. Nu știu cât de bine a făcut Domnul, deci cerea lui Iona să se ducă la cetatea aceea. Și Iona